numesc Vitalie Ursache, sunt reprezentantul companiei Syngenta, zona Nord. Astăzi intenționăm să facem o reamintire fermierilor că o aplicare a primului fungicid în T1 este foarte importantă. Astăzi ne aflăm în ferma doamnei Aliona Brânză, în satul Varatic, raionul Rășcani. În urma inspectării am decis să fie aplicat Amistar Prime. De ce Amistar Prime? Pentru că este produsul cel mai de calitate și cel mai bun pentru T1 la cultura cerealelor păioase. Astăzi ne aflăm în sola de 30 hectare, unde este aplicat produsul companiei Syngenta Amistar Prime pentru a controla infecția bolilor care sunt întâlnite la moment la cultura de grâu. Este vorba despre făinare, septorioză și ruginile. Anul acesta a fost foarte favorabil pentru infecția cu boli, din cauza că a fost o primăvară răcoroasă, cu precipitații abundente, mai ales în ultima lună, care a dus la o sporire a infecției a bolilor, cât a făinare, atât și a septoriozei. Am avut peste 170 de mililitri de precipitație. Am căutat un produs care să ne asigure protejare eficientă și de durată. De ce s-a luat decizia să aplicăm anul acesta produsul Amistar Prime? Decizia a fost făcută în baza experienței care a fost făcută anul trecut. Experiența a arătat un rezultat foarte bun. Făinarea și septorioza ne dau mari bătăi de cap în această perioadă, iar ce am observat că Amistar Prime ne asigură o protecție mai îndelungată. La noi în gospodărie, în afară de Amistar Prime, este aplicat și Amistar Gold, atât la culturile de rapiță, cât și la sfeclă de zahăr. Vă recomand aplicarea în primul perioadă de vegetație a pachetului fungicid Amistar Prime, un pachet alcătuit din două fungicide performante ce oferă un control excelent în bolilor precum făinarea, rugina brună, rugina galbenă, septorioza.